În urma avertizării de cod galben de ploi însemnate cantitativ emise pentru județul Suceava, rețeaua de canalizare nu a făcut față cantităților importante de apă, traficul fiind îngreunat în mai multe zone ale orașului. În zona Șcheia, pe DN17, mașinile au circulat cu greu pe sub pasajul de cale ferată, unde s-a adunat multă apă. O altă zonă unde se adună apă la fiecare ploaie este în spatele bisericii din zona Aleea Lalelelor. Situația asemănătoare au fost semnalate în mai multe zone din oraș.